Plecat de la Vaslui pe ușa din dos, în urma deselor ieșiri în decor, Lucian Burdujan a semnat cu rivala Rapidului, Steaua București. Jucătorul nu a luat în calcul detaliile stipulate în contract, simpla prezență la conducerea Stelei a cuplului Lăcătuș-Meme a fost suficientă. A fost o negociere foarte simplă, n-am dorit să ajung la Steaua și sperăm să fie bine. A contat și faptul că te înțelegi bine cu Marius Lăcătuș? Da, a contat, pentru că m-am înțeles foarte bine la Vaslui și cu domnul Mihai Stoica, la fel, și sperăm să terminăm pe primul loc sau pe locul 2. Câte goluri ai putut să dai? Îmi doresc să dau cât mai multe goluri pentru a striga suporterii și spectatorii numele, cât mai des. Vor răguși la golurile tale? Sper, așa îmi doresc, da. În cele 56 de partide pe care Lucică le-a susținut în tricoul galben-verde, a reușit să înscrie de 14 ori și a fost un jucător exponențial care a pus umărul la calificarea echipei în tururile preliminare pentru calificarea în grupele Europa League.